Salut, sunt Irina Bogdan, sunt din Grigoriopol, este stânga Nistrului și astăzi voi vota pentru a doua oară la alegerile din Republica Moldova. Acum am 18 ani, deci mă bucur de plin de această vârstă și mai ales de procesul electoral. Pentru mine este o motivație enormă de a veni și a contribui la viața politică, viața socială a țării a cărui cetățean sunt și cred că nimeni nu ar putea vreodată să-mi spună că nu am dreptul sau să-mi iei acest drept care este a meu fundamental ca cetățean al Republicii Moldova și cred că de asta se pot bucura o mulțime de cetățeni din stânga Nistrului care au cetățenie Republicii Moldova și au tot dreptul să vină și să-și expună opinia de cine vor să fie guvernați în următorii 4 ani. Este a doua prezență la vot, am votat în ambele ture la scrutinul prezidențial din toamnă, dar am monitorizat alegerile și alegerile parlamentare din 2019 și cumva mereu am fost informată și cu ochii pe ceea ce se întâmplă. Mă simt vizată când sunt discuțiile despre că persoanele din stânga Nistrului nu trebuie să voteze. Ele cumva sunt și ca discuțiile că persoanele din diasporă nu trebuie să voteze. Stereotipurile care sunt foarte des promovate în dreapta Nistrului, că cetățenii din stânga Nistrului sunt neinformați, sunt necuți, sunt agresivi. Eu, la mod practic, m-am confruntat cu aceste stereotipuri. De fapt, eu cred că eu sunt mai informată decât unii cetățeni din dreapta Nistrului. Fiecare persoană cumva decide pentru sine să voteze sau nu și asta este atât valabil pentru malul stâng, atât și pentru malul drept. Când cuiva sau altcuiva nu-i plac unele rezultate, atunci foarte ușor se manipulează cu această pârghie și mai ales, eu cred că alegătorii din regiunea transnistreană sunt de fapt tare criticați, prea tare criticați și vulnerabili în frunceles curent și asta nu face decât să distanțeze oamenii. Eu cred că totuși aceste discuții, ele sunt foarte discurajătoare. Foarte mulți oameni nu înțeleg că acest proces nu pornește de la semnare de documente și nu pornește din cabinetele mari, ele pornesc la oameni. Respectiv, oamenii sunt forța din teritoriu și supărările care sunt, ele sunt vărsate direct peste oameni din cauza că lucrurilor pe care ei de fapt nu le decid. Este și neplăcut, dar este și un pic de nedrept, aș spune așa, față de cetățenii din stânga Nistrului.